Politicienii își dau note câteodată și asta la propriu. Este cazul președintelui Consiliului Județean Ion Călinoiu, care a fost studentul unor colegi de politică. Pantelimon Manta și Vasile Popeangă, profesor la Universitatea Constantin Brâncuș, l-au avut ca învățăcel pe Călinoiu. Cei doi au vorbit în emisiunea Dilemele Zilei despre raporturile profesor-student, atunci când și dascălul și studentul sunt colegi în politică. De ce i-ați dat doar 8? Studentului Ion Călinoiu, dacă a fost așa? N-a fost într-o formă fizică foarte bună. Atunci a venit că mi se pare că era sesiune de toamnă și nu se simțea prea bine. Păi ați notat, bănuiesc, lucrarea, nu? Lucrarea, da. Păi de asta n-a putut să scrie toate cunoștințele. I-am dat o notă de trecere, dar nu foarte mare, fiindcă nici nu puteam să plusesc ca la cei de la zi care munceau și pitroceau toată ziua la cursuri și la seminarii. El m-a criticat întotdeauna că i-am dat cea mai mică notă din facultate, dar n-a fost, cred că, chiar. V-a reproșat asta? Oarecum, mai în glumă, mai în serios. Politicienii au recunoscut că își permiteau să facă și glume cu studentul coleg de politică. Știți care este problema? Că el este jurist, a fost studentul lui domnul Manta. Da. Ce l-a învățat, bă, cu asta, bă. Și la dumneavoastră a fost student domnul Călinoiu? Da. Avem aici doi profesori, doi foști profesori. Da, eu îi țin și lucrarea, pentru că la mine a dat scris. Student Călinoiu. A dat scris, da, și îi țin lucrarea. Da, i-ai dat notă mai mare. Decât. Da, i-am dat notă mai mare, așa. De este. Ce? Pentru nu că vreau voi să... era șef la partid? A fost foarte bine pregătit. A venit a treia oră. L-ați picat? Nu s-a prezentat. De ce? I-a fost teamă de dumneavoastră? Nu, a vrut să vină foarte pregătit, să mă impresioneze. Și ca și pe domnul Manta. V-a impresionat? Da. De asta i-ați păstrat lucrarea? Da, de asta i-am dat 8 sau 9, nu mai țin minte. Și am păstrat-o, da. O să o și publicați undeva sau o puneți în program? În memoriile mele, când o depăși 75 de ani și o să scriu memoriile împreună cu domnul Manta, am un capitol și cu el, da, un capitol politic, atunci, cu întâmplări comune, atunci o să o și public. Ion Călinoiu a devenit subiect de glume din cauza studiilor făcute foarte târziu și a limbajului de lemn.